Mamă, te rog, nu plânge. Nu plânge. Te rog. Mamă, eu mă duc liniștit și împăcat. Ca unul care știe că și-a făcut datoria față de țara sa. Mă știi de mic, am fost dărz, hotărât, poate absurd uneori, dar am luptat pentru demnitate și pentru onoare, ceea ce națiunea noastră are cel mai puțin. În două războaie l-am cunoscut pe român mai bine decât pe mine. N-am vrut să accept trădarea. Și voi rămâne un exemplu pe care istoria noastră l-a dat foarte rar. Ce-mi pasă mie de istorie, băiatul meu? Mamă, mamă, te rog. Și eu, biată mamă. Eu cred că există un Dumnezeu care să-ți facă și ție dreptate. Mamă, Dumnezeu nu poate face dreptate, mamă. El însuși fiind dreptatea și credința veșnică. Dreptatea pe pământ este privilegiul puterii. Cum spunea Hitler, dacă un dictator al secolului 20 cade, înseamnă că el s-a sinucis. Eu nu am știut, mamă, să-mi duc rolul meu de dictator până la capăt. Doamne! Acum nu-mi rămâne decât să-mi duc destinul cu demnitate până la capăt. Timpul s-a terminat. Peste 50 de ani, peste 100 de ani, voi fi mai puternic ca exemplu. Vreau să am această satisfacție în ultima clipă vieții mele. Spune-i regelui că îi mulțumesc că mi-a dat ocazia să mor ca un erou. Măi, tu, mami. Dacă te-am supărat vreodată în viață, iartă-mă, mamă. Du-te. Ne vom revedea. Bunul Dumnezeu să aibă grijă de tine și de bătrânețile tale. Mihai I, prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României, la toți de față și viitor sănătate. Asupra raportului ministrului nostru de justiție, am decretat și decretăm. Articolul 1. Comutăm în muncă silnică pe viață pedeapsa cu moartea la care Constantin Pantazi, Radu Leca și Eugen Cristescu au fost condamnați prin sentința din 20 mai 1946 a Tribunalului Poporului, dată în București la 1 iunie 1946. Ministru al Justiției, Lucrețiu Pătrășcanu. Pensiune! Toi! Dumnezeu să te ierte și să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte, iartă-mă. Nu merit să primesc Sfânta Împărtășanie. Ei trebuie să mă ierte, pentru că mor din cauza mea. Dumnezeu să vă ierte, domnule mareșal. Stai! La dreapta!
Având în vedere ordinul 53.875 din 1 iunie 1946 al domnului ministru Lucrețiu Pătrășcanu, prin care ni se face cunoscut că majestatea sa regele a respins cererile de grațiere făcute de Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexeanu, condamnați la moarte prin hotărârea din 17 mai 1946 a Tribunalului Poporului, ne ordonă să ne conformăm normelor din regulament în executarea pedepsei cu moartea. Conform articolului 18, regulamentul 12-1942, ar trebui să vă legăm la ochi și de stâlpă. Aveți ceva de spus? Aș dori să fiu legat la ochi cu propriul meu fular. Noastră? Nu. Noastră? Nu. Sentința. Într-o nascultă comandă la mine! Rips! Poziția de tragere la... Armați! Ochiți! Trăiască România! Aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz dinainte orice grațiere. În felul acesta voi fi sigur că voi muri pe pământul patriei. În schimb, voi, ceilalți, nu veți fi siguri dacă veți mai fi aici atunci când veți fi morți. Majestate, a sunat Negel de la București. Domnul doctor Petru Groza vă roagă să veniți de urgență la București. Probleme de familie. De familie?